Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici, cu siguranță, un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem ce trebuie să știi tu în acest moment. Care e situația ta și încotro se îndreaptă lucrurile? Este o citire generală, așa că te rog mult să iei aici să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. În primul rând, văd că treci printr-o perioadă în care vrei să te organizezi foarte bine, poate chiar vrei să faci anumite schimbări în viața ta, mai văd o puternică legătură cu o instituție publică sau cu o persoană cu uniformă. Dacă este vorba despre o relație, văd aici că treceți printr-o perioadă ceva mai rece, treceți printr-o perioadă în care Relația se reorganizează cumva. Însă, cartea asta poate să vorbească chiar și despre o relație oficială. Da? Poate cineva are de rezolvat ceva de genul acesta. Ori tu, ori persoana de lângă tine. Dar văd că tu ești o persoană foarte organizată, foarte sigură pe ea, știi foarte bine ce vrei. Uite, au fost niște discuții aici la rece. Niște discuții foarte sincere, dar discuții care au durut. Hai să vedem în continuare. Uite, în viitorul apropiat pentru tine urmează o schimbare foarte, foarte mare. Fie o schimbare la muncă, se schimbă o lege. Sau, deodată, se rupe ceva, poate să însemne și o despărțire pentru unii dintre voi, mai ales dacă știți că nu se mai poate în situația respectivă. Dar văd pe cineva care urmează să aibă niște probleme sau niște surprize foarte mari legate de o instituție. Da? Deja lucrurile s-au decis, deja lucrurile sunt organizate aici. Și uite, este ceva ce. Tot a stat în așteptare. Nu știu, ai așteptat să primești un loc de muncă sau ai așteptat să se schimbe treburile în plan profesional. Schimbarea urmează, dar este cu o rupere a unui contract. Deci, cineva pleacă, cineva își dă demisia, cum am spus, poate să însemne și o despărțire, un divorț, o rupere a unei prietenii, dar și o rupere legată de niște acte. Oricum ar fi, uite, tu ai o protecție foarte mare. Oricum ar fi, Lucrurile vor fi bune, poate chiar într-o zi de sărbătoare sau într-o zi uh, importantă, ia uite. Vrei să te muți, vrei să rupi ceva aici, dar e o schimbare majoră și e cu dreptate pentru tine. Foarte multă dreptate văd aici. Uh, multe drumuri pe care le faci multe uh, întâlniri pe care le ai la o instituție la muncă cu clienții sau dacă este vorba despre o relație, aici văd că urmează să ai o întâlnire cu o persoană care ori nu te suportă, ori este o persoană care se bagă în relația asta. Da? Ia să vedem noi. Uite, dacă ești bărbat, e ceva aici legat de o femeie. Tu reușești să semnezi un contract aici, să reușești să rezolvi ceva important legat de niște acte. E ceva la care tu te gândești foarte intens, ceva ce tu intuiești. Da? Uite, văd un noroc aici foarte mare legat de bani sau un noroc legat de o casă scumpă, de o mașină. Poate chiar să fie vorba și despre multă iubire. Pentru că uite, eu văd aici un nou început pentru tine. O nouă etapă care se așterne în viața ta. Dacă ești bărbat, o femeie foarte apropiată de tine te va ajuta. Hai să vedem acum, în continuare, ia uite, iar și cărțile astea. Deci e clar aici, uite, că această transformare te rupe da, dintr-o situație dificilă, pentru că uite ce mult succes, bucurie, văd aici, multă dragoste, multă pasiune, multă atracție între voi, multă chimie, Poate chiar să fie vorba despre o afacere pe care vrei să o deschizi, despre un nou loc de muncă, despre o nouă persoană care poate aici să intre în viața ta din ce văd. Deci e clar, uite, cu multă multă bucurie pentru tine, multă bucurie, văd aici. Dacă ești femeie, vezi că urmează să intri într o etapă absolut fantastică, da? E cineva Vezi că mai e o femeie lângă tine, poate să fie o persoană energică, plină de viață, poate cineva din zodia vărsător, taur, uh, berbec, să spun așa. Uh, sunt persoane care, sau persoane, pot fi mai multe, care te ajută pe tine extraordinar de mult și care sunt alături, care te susțin. Uh, vei trece printr-o perioadă în care vei rupe tot în viața ta, vei merge spre un nou început vei merge spre o etapă mult mai bună. Dacă e vorba de muncă, ți-am spus aici, totul se rezolvă ca prin minune. Da ca prin minune. Ă uh, uite, parcă mergi să dezbați o moștenire sau mergi să rezolvi ceva important aici. Hai să vedem. Uh, ce e cu organizarea asta aici despre ce e vorba? Da, deci dacă ești într o relație, văd aici că lucrurile uh, sunt ceva mai reci în momentul de față sau uh, mai bine spus, uh, cineva mai mult gândește decât să iubească. Ori este vorba despre tine, ori este vorba despre partenerul tău, dar văd aici, uite, că te organizezi pentru un drum foarte drag sufletului tău, pentru o mutare, pentru o schimbare și vezi că vei avea parte de o surpriză Extrem de plăcută în viitorul apropiat, aici. O surpriză foarte frumoasă, o surpriză pozitivă. Poate, uh, alții dintre voi, în momentul de față, vă organizați mult mai bine relația sau vă organizați mult mai bine viața, vreți să vă simțiți bine, să faceți tot ce vă doriți. Da? Poate vă organizați. Uh, să vă puneți un talent în practică. E ceva aici ce vă place voi să faceți. Hai să vedem ce e cu ruperea asta aici. aia uite. Da, e ceva legat de o casă. Deci ori o problemă în familie pentru unii dintre voi. Ori este vorba aici uite, despre o mutare, o schimbare. Deci lucrurile nu mai stagnează, lucrurile se pun în mișcare, văd aici, dar foarte curând, foarte curând. O zi, o săptămână, maxim o lună din momentul în care tu vizionezi acest videoclip, foarte curând. Da? Partenerul tău, iarăși, dacă ești într-o relație, poate avea niște probleme aici destul de serioase, în casă, în familie, ceva legat de un teren sau de zona imobiliarelor. Uite, este un nou început. Da? Dar uh, văd aici și o pierdere legată de un copil sau o pierdere legată de uh, un nou proiect sau știu eu. Ia să vedem cei cu cartea judecății. Uite, aici uh, urmează un proces cu o pierdere pentru cineva, nu știu despre ce e vorba. Da? Da, pierderea asta parcă te eliberează. Da? Uh, văd că poate avea legătură această situație cu un bărbat mai în vârstă sau cu o problemă foarte veche, cu o casă veche, cu o persoană care este mai învechită în gândire. Uh, vei fi susținut aici de către un bărbat sau de către o persoană mai matură. Da? Mai vreau să vedem puțin ce e cu pierderea asta, despre ce e vorba. Nu știu, mergi undeva, ți-am spus că mi-a mi mai apărut mesajul ăsta. E ca și cum mergi undeva să te interesezi de un loc de muncă, deci dai un interviu, sau uh, mergi, ai mai mulți clienți, sau ai mai multe întâlniri de făcut, drumuri, poate să rezolvi niște chestii legate de acte. Dar hai să vedem ce e cu povestea asta aici. Ia, uite, e un inamic aici. Da? E o persoană care nu are intenții bune și care va ieși din viața ta. Mare atenție pe o negociere pe care o ai de făcut. Da? Cine e inamicul? Ia să vedem. Uite, poate să fie o problemă legată de un drum sau o problemă legată de niște acte. Da, o problemă legată de o mașină sau ceva de genul acesta. Atenție la ce comunici da, atenție la ce comunici, pentru că uh, Pot fi probleme aici, a dacă ai o legătură cu actele cu hârtiile cu vreo instituție că e o bancă, că e uh, o primărie, nu contează. Uh, vezi că aici ceva va, va, funcționa foarte greu, ceva va merge greu, va fi o problemă aici. Lucrurile vor merge da, mai, uh, mai greu, dar uite ce surpriză ai tu aici. Pentru că vine un nou început pentru tine, din nou, ca o surpriză. Ca o surpriză. Știu, o nouă căsătorie, un nou contract o nouă asociere. Poate e ceva ce se întâmplă, uite, în preajma zilei tale de naștere. Ia să vedem. Hmm. Poate cineva care, uite, e o persoană mai în vârstă sau e o persoană pe care tu o știi de mult timp văd niște drumuri scurte pe care le vei face împreună cu această femeie sau așa cum ți-am zis, poate să fie și ceva legat de o moștenire sau ambele. De o mutare, de o schimbare a unui job. Ia să vedem acest nou început frumos la ce se referă. Ia uite, se referă la o perioadă de pace, de prosperitate, de abundență care vine în viața ta, iar dacă ești o persoană singură, apare cineva. Apare cineva. Se termină niște minciuni. Da, din partea unui bărbat, dacă ești femeie și dacă ești într-o relație. Dar omul ăsta să știi că va fi foarte supărat. Foarte, foarte supărat după. După această încheiere, după această pierdere. Ia să vedem noi. În final mai vreau niște cărți. Bun, nu știu ce se întâmplă aici la tine, dar dacă ai de împărțit niște bani, dacă aștepți un răspuns pe zona ta profesională, nu știu, sau în general în viața ta, vezi că primești un răspuns foarte pozitiv, dar e ceva legat din nou de o schimbare, de o închidere. Văd foarte mulți bani cu aceste cărți aici, foarte mulți bani, nu știu de unde și cum, însă vor fi probleme aici. nu știu, pot să fie bine din punct de vedere profesional și personal să fie probleme pentru unii. Um, un copil care poate să apară, mai văd aici. Ce, ce te sfătuiesc cărțile? Vezi că mai ai de renunțat la ceva, la persoane, la niște obiceiuri vechi, la niște chestii. Trebuie să renunți la ele, da? ca să fie lucrurile ok. Ia uite, e ceva legat de o mutare, de un drum, de o schimbare mare în viața ta, dar e de bine, e o schimbare de bine. Mergeți undeva împreună, faceți ceva. Da. Vă mutați, nu știu, sau vă întâlniți, v-am zis undeva la un drum, că a apărut mai de la început. Dragilor, cam acestea au fost previziunile de această dată. Haideți să vedem și eventualele zodii implicate, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste semne zodiacale. Ce avem? Zodia Capricorn, Balanță, Leu, Scorpion, Rac, Gemeni, Taur, Berbec. Și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea te invit cu drag și uh, la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.